Pentru anul școlar 2024-2025, eliberarea sau reîncărcarea abonamentelor gratuite pentru elevi se realizează în baza carnetului de elev vizat la zi, completat cu toate datele menționate pe carnet și a declarației de consimțământ completată de părintele sau tutorele elevului dacă acesta nu a împlinit vârsta de 18 ani. Eliberarea sau reîncărcarea abonamentelor gratuite pentru elevii în municipiul Arad se realizează la toate punctele de vânzare ale CTP. Abonamentele auto în județ pentru elevi se eliberează la punctele de vânzare din Podgoria, Piața Romană și sediul CTP din Calea Victoriei 35B37. În municipiul Arad, la fiecare urcare în mijlocul de transport este obligatorie validarea călătoriei. Vă mulțumim! Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. În viață, fiecare pas este important. Fiecare pas ne definește și ne duce pe drumul pe care îl alegem. Unele etape ale vieții sunt cruciale, ne marchează progresul, în timp ce altele sunt doar trepte pe scara evoluției personale. Privim cu încredere spre ceea ce urmează și educația este compasul tău în această călătorie. La Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad oferim programe academice de top și o comunitate care vă susține în fiecare pas al drumului vostru. Aici, tinerii pot să-și deschidă orizonturile, pot să-și dezvolte abilități și să-și exploreze potențialul, pregătindu-se pentru provocările și oportunitățile viitoare. Pentru că la UVVG nu doar vă pregătim pentru viitor, ci vă ajutăm să-l creați. Alegeți viitorul! Alege Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Este sezonul construcțiilor. S-a deschis cel mai mare depozit de agregate din Arad. Depozitul este situat în Arad, șoseaua Curticiului, kilometrul 4, la 1 km de centura Arad spre Șofronea. Avem disponibil la cele mai mici prețuri următoarele produse: piatră spartă, diverse dimensiuni, balast, nisip, pământ, toate tipurile de cribluri. Toate produsele dețin certificate și sunt de cea mai bună calitate. Oferim și transport pentru cantități mai mari. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0759837135. Vă așteptăm! Echipa Jackson Bazar. Vă salut, dragi iubitori ai sportului! Sunt Ioan Hamza și vă invit în această după-amiază la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Am ales ora 16, știu, este o oră cam... o oră care nu convine multora dintre dumneavoastră, dar devine este UTA, pentru că la ora 18 are un meci foarte important cu Politehnica Iași pe stadionul Francis Neumann și am dorit atât eu cât și dumneavoastră să ajungem să urmărim meciul în direct, precum și invitații mei, bineînțeles. Așa, am onoarea în această după-amiază să am ca invitat un campion mondial, de fapt un dublu campion mondial. El se numește Bogdan Vuculescu. Bună ziua și bine ai venit, Bogdane. Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Titlu. Mulțumesc. Titluri cu două. Sportiv al județului Arad, care recent în Bulgaria a cucerit cu echipa României de pescuit și totodată și la individual medaliile de aur la campionatul mondial de freestyle method feeder. Bogdan este însoțit în studioul la Strada TV de cunoscutul Adi Beldea, administrator la Balta de Pescuit, care poartă numele din Vârșan. Bine ai revenit, Adi. Bine v-am regăsit. Mulțumesc de invitație. Pe parcursul emisiunii vor fi și trei întrebări concurs, răspunse corecte și cele mai rapide, fiind răspătite cu premii aduse de Adi și vreau să le prezinte, te rog foarte mult, Adi. Deci la cele trei întrebări pe care o să le adreseze domnul Hamza, am luat decizia ca să dăm câte o cană personalizată cu balta Adi, cu balta Adi Beldea, la care cameră să da, aici, aici, așa.
cu Balta Adi Beldea și din coace avem Asociația Club Sportiv Adi Beldea, că din acest an începând am și eu club sportiv care poartă același nume ca și Balta. Cu antrenori, cu echipă de juniori, o să avem de toate și da. Tot la cele trei întrebări o să mai adăugăm trei vouchere, câte un voucher la fiecare întrebare. Întrebarea pe care o considerați dumneavoastră sau Bogdan cea mai dificilă, să spunem așa, punem pentru toți trei la vot atunci când o așa, o să fie un voucher cu trei întrebări gratuite în regim catch and release, așa cum ne place nouă, adică prin și eliberez, valabil voucherul până la finalul anului 2024. A doua ca dificultate, două întrebări și să zicem cea mai puțin dificilă întrebare o să fie cu un voucher și o intrare gratuită tot așa până la finalul anului. Când doriți dumneavoastră să veniți să vizitați Balta Adi Beldea? Bun, la Vârșan. La Vârșan, de evident. Mai puțin și mergeam în Ungaria. Da. Că Vârșanul e acolo aproape. Da, la graniță. Bun. Întrebările concurs le vom pune pe parcursul emisiunii, dar până atunci, repede să vă anunț și colaboratorii emisiunii noastre, repriza de sport. Aceștia sunt Jackson SRL, Mirada SRL, Henry Carr, FCC Basket UAV Arad, Kia Lug Motors, MRM Arad, Clinica Medical Veterinară Dr. Raul Tătar, DZ Basic Technology SRL, SC Casda Bit SRL, strada Ioan Alexandru numărul 29 și Ruris, magazinul Ruris, care se află în Arad, în zona confecții, cu materiale și mașini de îngrijit, iarba, grădini și așa mai departe. Bun, aceștia sunt colaboratorii noștri. Pe viitorul, în viitorul apropiat vom face un loc în mijlocul emisiunii, așa mi-a promis și Cristi, în care vom prezenta mai pe larg colaboratorii noștri. Până atunci, iată că suntem bombardați cu mesaje. Marius Herman, salut băieți, Varga Cosmin, salutare, domnule, sunteți un om minunat. Domnul Hamza, ei sunt minunați, eu mai puțin. Gabor Gavril Tiba, salutare. Cosmin Marian Pop, super pescar, super om, felicitări, VUC. Mulțumim. Mă gândesc că la Vuculescu. Da. Așa. Gabor Gavril Tiba, felicitări pentru titlu. Stai că deja tot îmi sare, nici nu trebuie emisiunea. Varga Cosmin, vine meciul, hai cu întrebările. Dodian Cristian, felicitări, mare rezultat, dublu campion mondial, Ionuț Cioponea, salutare tuturor, Emil Mladin, salut băieți, Ionuț, ai de capul meu, felicitări Vuculescu Bogdan, Dodean Cristian, felicitări domnul Adi Beldea, Viruel Cosmin, nu mai, îmi cer scuze, ba, mai două pot să citez, Parfi Levente, felicitări, Tudose Gabriel Emanuel, super pescar VUC. Aș dori în locul felicitărilor să și puneți întrebări, să mă ajutați. Sunt și eu pescar, dar nu la nivelul ăsta, să mă ajutați cu întrebări pentru concurenții. Dar repede să trecem la fapte și îl felicit și eu încă o dată pe Bogdan. Mulțumesc. Te rog să ne spui de unde pasiunea pentru pescuit. Alții încep cu fotbalul, cu notul. Acum stai la Lipov, am înțeles, e Mureșul aproape, dar... Exact așa și este. Casa mea părintească este undeva la vreo 200 de metri de râu Mureș. Nu stremur acum cu inundațiile astea? Nu, am avut emoții prin 89, cred că inundația din 70, cât a fost atunci, nu am prins-o, că eu sunt din 82 și undeva, cred că prin 98 n-a mai fost tot așa ceva asta. Mare, n-am avut mare emoții. În fine, așa pot să zic că am început copilăria mea cu umblatul pe Marul Mureș. Și umblând pe Marul Mureș, ce poți să faci? Să mergi la pescuit, după care tatăl meu l-a început, să zic, mai inițiat, după care încet, încet acest microb intră în sânge și cam nu poți fără el să evoluez, să zic. După care am început să cochetez cu un alt nivel de pescuit, nivelul de profesional, să zic așa, sportiv, în care l-am îndrăgit de prima dată, pot să vă spun că am fost la socrii mei în Spania, acolo am văzut un concurs enorm, era undeva la vreo 70 de pescari și chiar ziceam către soția mea, zic, când o să ajungem și eu să avem ceva bănuți, vreau și eu să particip la concursul de genul. Și după 2 ani am reușit până la urmă să pun niște bani deoparte și așa pot să zic că am început viața, să zic, sau cariera mea în pescuitul de competiție. Îți place peștele să-l mănânci? Îmi place uneori, mănânc. Am mâncat foarte mult pește de când am fost copil mic. Acum vă întreb pe amândoi. Care
în proporții, care este, care sunt proporțiile la un pescar între noroc și tehnică de pescuit? Jumate-jumate, din punctul meu de vedere. Adi? Și eu zic la fel. Deci eu la toată lumea am spus cu care am discutat, la un concurs de pescuit, dacă ai suficientă pregătire pentru acel pescuit, să zic așa, și jumate ai noroc, ai câștigat. Dacă ai mai mult noroc, nu funcționează de fiecare dată. Dacă știi foarte bine, dacă știi foarte bine sau ești foarte pregătit, dotat, se întâmplă de multe ori să nu ai suficient noroc și nu câștigi. Mă refer la locul întâi, că prinzi podiumul, că faci bine, că da. Toate trebuie să fie îmbinate. Mă scuz că întreb și pe el câte ceva bine, Bogdan. Nici Adi, n-am cum să contrazic un campion mondial, aș preciza. Depinde și de vreme, nu? Și de vreme. Depinde, sigur, de factorii, toți factorii, sunt, toți factorii sunt deci importanti. Deci șmecheria administratorului bălții, poate le-a dat să mănânce prea mult. În ce mă privește, deocamdată la mine nu se pune problema așa. Am glumit. Cu siguranță menționez și eu că ai nevoie și de noroc, că poți să fii un pescar foarte capabil să produci trăsături, cum zicem noi, și să ai ghinionul, să spunem așa, să scapi peștele la mare. Și asta e. Să se pune, să, dacă e unde ți-e deja. Nu se mai pune nimica. Dacă nu apare la cântar, e ca și cum nu. Până la urmă, experiența își spune cuvântul. Da. Experiența, da, perseverența, toate chestiile. La concursurile tale, ai mai scăpat și tu la mare? Am scăpat de multe ori. Și aici, ultimul? Și la ultimul, la campionatul mondial, și nu de curând și la ăsta, la care am fost acum weekendul trecut, tot la fel am scăpat. Bun, eu aș dori să te întreb, ai dori să vorbim mai mult despre campionatul mondial de la Plovdiv sau, că am văzut și la Măruță, la emisiune, foarte multă lume a văzut, sau general despre pescuit și despre viața ta? Eu aș dori să vorbim despre jumate, campionatul și mondial și despre, poate ne mai pun și telespectatorii întrebări, ne ajută ca să putem să fie cât mai interactivă emisiunea. Poate că ar fi bine să vorbim mai mult despre campionatul mondial pentru a populariza mai mult, să zic, în România aceste campionate și pentru a aduce cât mai mulți pescari, ceea ce în ultimii 2-3 ani chiar se vede că în România a început să dezvolte pescuitul de competiție mult mai mult și începem să avem alături de noi și mulți sponsori și este un ajutor foarte mult pentru noi. Eu zic că asta, da, fiind foarte interesant și pentru telespectatori. Cristi, colegul meu, poate să confirme, este cum să spun, o invazie de telespectatori, de mulți am deja, nici nu pot să le citesc la toată lumea și îmi cer scuze ceea ce vă transmite. Marius Herman, Aradu e numărul 1 pescuit, au cel mai bun pescar din România. Felicitări campionului, corect, jumate-jumate, vreau să zică Varga Cosmin, ca la întrebarea. Jack Jansky Kirai, mașina de cosut în pescuit. La tu? Prietenul meu, da. Da, la el. Mașina cu pedală sau electrică? Nu contează. Bun, Adi, Bogdane, te rog să spui, cum ai ajuns tu în echipa României? În echipa României se ajunge... Ai pile. Nu mai funcționează cu pile, într-adevăr a funcționat cu mulți ani înainte, nu neapărat cu pile, cât cu cunoștințe și putere financiară. Deci foarte multă lume probabil că nu realizează cunoștințe ale pescuitului. Cunoștințe în domeniu, da, în domeniul pescuitului, dar pe lângă acele cunoștințe este nevoie și de financiar, de bani, care, din păcate, nu sunt foarte puțini și ca să obțină acei bani pentru un lot național, se poate ajunge pe cap de om, de sportiv, de pescar, poate să ajungă și la 2.000 de euro cheltuială, 1.500, 2.000, poate și mai mult. Ah, eu credeam că trebuie să faci ceva taxe către Federația Română de Pescuit. Sunt niște taxe care trebuie plătite, pe lângă acele taxe este nevoie de o logistică ustensile pentru transport, pentru ustensile și accesorii, în mare parte le avem toți. Este un foarte mic, să zic, bugetul care trebuie alocat pentru accesorii și pentru scule de pescuit, că majoritatea pescarilor le au și le avem. Doar dacă e nevoie pentru o anumită tehnică diferită față de ce avem noi, trebuie să mai luăm niște accesorii sau mărunțișuri, dar marea sumă se duce pe cazare, pe taxe, pe momeli, pe transport. Depinde mâncare, unde sunt, da, locațiile. Păi acum mâncarea și aia sunt bani, pentru că... Ați spus cu voi pită și clisă.
Mă, de obicei am mai luat, dar ne-am, în mare parte ne-am descurcat local, pentru că trebuie să te hrănești, trebuie să te hidratezi. În perioada asta este o săptămână în care efectiv stai pe apă și pescuiești. De dimineața te trezești de la 5 până seara la 5, să zic așa. Aici a fost concurs pe baltă, nu? A fost concurs pe o pistă de canotaj, pe o pistă creată artificial, nu este o apă curgătoare sau naturală, este o pistă de canotaj olimpică în Plovdiv, Bulgaria, care este de câțiva ani s-au mai organizat concursuri mondiale pe acea locație, la Feeder Classic, la Pole Fishing, la Rubezeană, cum ne zicem noi, la Plută. Populate de Federația Bulgară de Pescuit, nu? Da, cred că de ei, de eu știu ce administrație de, rație, de zona respectivă. Nu, din păcate s-a prins un somn, a luat în antrenament un slovac, cred că dacă nu greșesc, probabil că să nu greșesc, în fine nu contează, a luat un pescar, un somn de 15 kg, care din păcate nici nu se știa că există acel pește în balta respectivă și dacă, Doamne ferește, acel om îl prindea în concurs, puncta, pentru că la ședința tehnică s-a omis, să zic, specia respectivă de pește să nu se ia în considerare, da, pentru că fitofagul era foarte mult fitofag pe balta respectivă, da, predominant, nu puncta. Nu puncta. Și, din păcate, s-a întâmplat să prindă un somn, a zis că este prima specie care, ori și văzut-o până acum, nu s-o prind niciodată, erau și ei mirați, cei din Bulgaria. Doar că la antrenament, nu la... Doar că la antrenament și ulterior nu a mai intrat. Mi-a zis du-te la loc și da, da, e foarte... Aș preciza că a fost bine că a fost un antrenament, că altfel ne încurca planurile puțin, să zicem așa. Nu? Da, probabil că da. N-ai voie să-l întreb și pe el de balta lui, să-i o popularizăm și noi balta de la Vârșan. Te rog frumos. De când ești acolo și de ce ești acolo? Eu știam că ai una la șoptă. Da, complicată treaba și viața. Dacă Bogdan vă povestește lucruri extraordinar de plăcut și, să spunem așa, remarcabile performanțele lor, în domeniul privat, să zicem, am încercat, așa cum spuneați, cu balta de la... Numai puțin, că vreau să precizez ceva. Tudor Marian spune, ați cam greșit titlul, e triplu campion mondial, de două ori cu echipa și arată individual. Ce vrea să spună? Avem încă un titlu de aur, anul trecut a luat, a fost doar cu echipa de anul ăsta, și de anul ăsta suntem dubii. Tudor, nu mă lua, că vorbim de anul ăsta, m-am căzut că am greșit. Da, deci într-adevăr am trei titluri de aur, unul de anul trecut cu echipa, când am fost în afară de o singură persoană, în rest aceiași oameni am fost în echipă, în lot, și anul ăsta în care am ieșit din nou e campion mondial și eu la individual. Am înțeles, dar m-am speriat. Te rog, iartă-mă. În ce privește, să spunem așa, povestea cu balta de la Șofronea, că ați amintit că dumneavoastră mă știați în altă parte, acolo nu numai se multă lume, foarte multă lume, se încearcă să îmi iau o mică țeapă, să zicem așa, dar am încredere în justiție și lucrurile nu vor rămâne așa. Am demarat toată operațiunea în acest sens. Nu rămâne decât ca justiția să-și facă treaba. O primă bătălie am și câștigat-o, să zicem așa, cu ajutorul justiției, că ăsta era adevărul. Datorită unui context pur și simplu aiurea și cu motive inventate, fără nicio bază reală, fără probe absolut deloc, președintele asociației a hotărât unilateral și la vremea respectivă o să discutăm și despre asta când va veni vremea, să zicem, să rezilieze acel contract, în fine, invocând motive absolut puerile. N-are niciun rost să intru acum. Erau clauze acolo de reziliere? Avem multe. În fine, el a considerat că e marele șef și rupe contractul ăla, să spunem așa. Scuze-mă, am venit dintr-o deplasare vineri sau sâmbătă, m-am uitat acolo, nicio persoană nu pescuiește. Păi da, pentru că atunci când eu am fost acolo, știți că ați venit și ați filmat, am făcut și un eveniment cu dumneavoastră și cu AJVPS-ul, nu? Că până la urmă era observatori, arbitri și... Cu AJF-ul. AJF-ul, așa, scuzați, și ziariști, nu? Că așa a fost atunci, am ținut un eveniment acolo, eu zic că a fost destul de frumos, în fine. Domnul președinte, eu crezut că dacă vede balta plină, gata, își poate asuma și bunurile mele personale și ale firmei mele, că eu n-am mai recuperat nimic de acolo, ca să ne înțelegem, deci nici măcar bunurile mele materiale, să zicem așa. Te rog să o scurtez, pentru că îți promit că vom face emisiune specială numai pentru asta. Da, și... Datorită acelui context nefavorabil, am fost nevoit să
încep altceva, pentru că ăsta, cum zicea Bogdan, că pescuiește de când era mic, așa am crescut și eu, dacă el a crescut pe malul, să zicem, Mureșului, eu am crescut pe lacul Tauț, fiind acolo din zonă, și de când eram doșchioapă, cum zicem noi, acolo am crescut. Și am început activitatea la baltă de la Vârșan. La Vârșan, cum ai dat de această bază? N-am știut de locație. Ai făcut contractul acum beton? Am făcut un contract absolut normal. Nu trebuie să fie un contract beton. Trebuie să fie un contract pe care, să spunem așa, să respecte ambele părți. Cu primăria din Piru? Nu, cu o proprietate, cu un proprietar, persoană fizică, să spunem așa. Al terenului. Da, al terenului respectiv. Am un contract pe termen lung. Am găsit înțelegere. Deocamdată nu avem nici cea mai mică problemă. Să vedem, pe măsură ce trece timpul, cum o să se desfășoare lucrurile. Am reușit într-un an și câteva luni de zile să aduc pe cele două bălți care deja sunt în funcțiune, aproximativ 9 tone de pești, care eu zic că nu-i puțin lucru, și de, sau dintre care aproape 2 tone sunt pești de calibru mai mare, între 5 și 20 de kilograme. Mulți pești, oricum. Ok, hai să dăm drumul la primul premiu, pentru că nu o să mai ajungem să le dăm, și intrăm atunci în tema premiului și le spunem din discuții exact ce trebuie să răspunde. Bun, atenție! Premiu, întrebarea numărul 1. O cană și care dăm? Cum cel, considerați dumneavoastră gradul de dificultate? 1. Adică cel mai ușor sau cel mai greu? Cel mai ușor. Bun, atunci avem și un voucher cu o intrare gratuită până la finalul anului 2024. La Vârșan, sigur. Ok. Atenție! Numiți 5 specii de pește care poate fi pescuit în apele României. Urgent, repede, pac. Odată aveți voie să apăsați butonul. Odată aveți voie să scrieți, dacă o scrieți de două ori, gata, se anulează orice răspuns. Până atunci citim de la Dologa Ștefan: Bogdan este un om care oricât de sus va urca, va rămâne mereu același om deschis pentru oricine și este un exemplu pentru multe, pentru mulți. Felicitări pentru multe, am vrut să zic. Felicitări, Buc, meriți din plin acest premiu. Poate îl cunoști, nu? Dologă. Da, da, Ștefan. Da. Așteptăm răspunsurile. Dologă Ștefan. Iasă, cara, scrap, som, plătică, babușcă. E bun, nu? Răspunsul. Da. Da. Andrei Răbaciu: cara, scrap, plătică, biban. Mreană. Acum, știți că răspunsul nu pot să vi-l dau, pentru că viteza de internet la noi aici în studio este una, iar arbitrul care îmi dă corect este telefonul meu. După emisiune mă uit care a răspuns primul, iau legătura cu dumneavoastră prin Messenger și cumva o să ajungă și premiul la dumneavoastră, chiar dacă sunteți din Lipova. Bun. Deci am terminat cu primul premiu, pune așa deoparte să nu ne încurce. Văd că sunt mai multe căne, aici 4 acum. Păi, și pentru stafful din studio, să spunem, pune, așa. Nu pune așa acolo, de să vadă toată lumea. Bine, e ok. Revenim la campionat. De ce ai ales acest stil feeder? Ăsta e stilul tău preferat? Am trecut prin multe stiluri. Prima dată am avut o undiță cu ață și cu bumbușcă acolo. Același lucru l-am avut și eu. Dar și până acasă am venit tot cu să mă vadă lumea. Același lucru l-am avut și eu. Aveam undiți de alun, după care am trecut la bambus. Da. Deci, am evoluat. Care e stilul tău preferat? Adică stilul meu preferat... Tehnica preferată. Sunt mai multe. Singura pe care am lăsat-o, din păcate, deoparte și o practic doar pentru deplăcere, nu fac față să merg la toate, să zic așa, disciplinele, este pescuitul la plută, la rubeziană. La, cu el am început, da, este pol fishing, care se face, da, de care 6 se lungește de 13, depinde de cât vrei, 13 este la limita de competițională. Nu, nu că nu este grea. Asta mi-a plăcut foarte mult. În ce constă farmecul la pescuitul acesta? Este cel mai precis pescuit care există vreodată și cel mai, sau până acum care există, și cel mai, să zic, tehnic. Și nu cred că cine știe în timp ce se dezvoltă. Acolo ai nevoie de un ponton, nu? Nu ai nevoie de nimic. Sunt scaunele care se folosesc în orice pescuit de competiție, care te poți așeza cu ele pe orice, să zic, denivelare sau pe orice structură care există pe malul apei. Le poți adapta în așa fel încât. Și este rubeziana în sine, care este formată din mai multe tronsoane, care poți să o folosești la 9, la 11, la 13, depinde de cât vrei, și pescuitul este cumva nu peste cap cu lansatul, este pe orizontală.
Deci bă, în spatele tău ai o rolă care se duce în spate și se duce în față. Când faci zvâcnirea? Când pui pluta pe apă și da? Linia toată, în momentul când vezi că strage, tu ai o banieră lungă de undeva de un metru jumate, linia scurtă, adică ca și cum ai pescuit cu o vargă de 3 metri, ai firul scurt de 3 metri. Doar cu atâta pescuie și tu ai un băz lung de 13 și metri. Și de unde tragi de ca să înțepi? De la capătul rubezine de unde ții, de la capătul vârgii, cum ar veni, dar tu lucrezi pe verticală, pardon. Aha, deci lucrezi cu ea pe verticală, este o înțepare foarte scurtă, este foarte rapidă, după aia îl tragi. Are un elastic care, de fapt, acel elastic atenuează șocurile peștilor. Este un pescuit mai tehnic, este foarte frumos. Ca la carte. De pescuitul ăsta pot să zic că doar de plăcere îl mai practic și foarte rar, să zic undeva o dată, poate de două ori pe an. Anul ăsta n-am pescuit deloc. Și rest, pescuitul care îl practic în competiție este feeder clasic. Este pescuitul la feeder care este de câțiva ani de zile. Și am început mai nou de undeva la vreo 4-5 ani metod. Și în care e deosebire între feeder și pescuitul la fund? Pentru că și feederul tot la fund merge, nu? Ambele se folosesc la fund prin lansare. Diferența dintre ele sunt câteva mici detalii. Depinde de regulile pe care le pare baltă respectivă sau concursul respectiv. Metod feederul se folosesc metoduri pentru pescuit și din coaș se folosesc coșulețe. Nu ai voie să le amesteci una cu alta dacă este un pescuit pe specific. N-ai voie în concurs, respectiv. Dar așa da. Poți să pescuiești. Dacă tu vrei să pescuiești de plăcere, se folosesc aceleași bețe. Aceleași bețe se folosesc, aceeași linie, aceleași murinete, doar terminalele poate să fie diferite. Care e mai avantajos după părerea ta? Depinde de specia care o ai. Depinde de specia care o ai în vizor. Depinde ce vrei să prinzi. Dacă vrei să prinzi crab, clar metodul. Fără nicio discuție. La coșuleț vin toată lumea. La coșuleț vine toată lumea, poți să prinzi și crap, dar din punctul meu de vedere, dacă ai în vizor crapul sau peștii de talie mai mare, metod feeder este departe câștigător. La feeder se poate da și cu plută? Nu, este la Sheffield, este un alt pescuit, se folosește niște bețe tot asemănătoare cu feederle prin lansare cu plută. Atunci lansezi, să zic, nu ești limitat. Mai subțiri la capele. Mai sensibile puțin. Au o altă acțiune, de exemplu un băz de feeder care are o acțiune de 60-80 de grame, nu poți să pescuiești cu el la plută. Bogdane, care a fost timpul cel mai lung petrecut de momentul când ai aruncat bățul și până s-a prins un pește? Cel mai lung? Da. De plăcere? Să nu spui o zi. nu e stilul meu, nu îmi place să stau foarte mult la pescuit, să petrec timp fără a prinde pește. Îmi place să prind în special speciile de pești care sunt active. Ai tropetele, dai adunarea? Am un stil de genul ăsta, să le dau adunarea să vină să prindem pești, să ne distrăm. Nu știu cât stau, în special când am partidele de pescuit noaptea, când merg de plăcere, într-adevăr mai stau 15-20 de minute fără să am o trăsătură, în special când folosesc după, adică când caut crapul. În rest nu-mi place să merg cu săptămânile la pescuit, să plec, să stau pe malul apei, îmi place doar așa, nu știu, o partidă de o ceva, zi, noapte, să fie ceva, să mă distrez, că mă plictisesc altfel. De obicei mergi singur sau cu prieteni? Și cu familia, și cu prietenii, și singur, depinde cum merge. Promiți că mai vii și pe mirate și pe Cristi. Cu mare plăcere mergem. Bun, dar ne dai tu un ustensil. Nu aveți nevoie de nimic, numai să veniți fizic, ne face că restul rezolvăm. Bine, Adi, cu ce populate baltea ta la Bărșan? Crap, caras, amur, pești colorați și cara și crap coi. Care e regulamentul pentru cei care merg să pescuiască? Compus pe două paliere diferite. Cel la care țin eu compus, dând două paliere diferite. Așa. Cel care, la cel care țin eu cel mai mult este catch and release, adică prind și eliberez. Asta îmi place cel mai mult. Dar la pescar nu prea le place. Bun, ok, avem variantă și pentru ceilalți, dar nu pe balta de concursuri. Este și o baltă ceva mai mică decât cea de concursuri, acolo unde au posibilitatea să iau bilet. Nu chiar aș spune că sunt pe și până la 11 kg acolo. Dar bineînțeles că ce se poate reține este până la 2,5 kg și este inclus în prețul biletului. Pe balta mică, repet, obligatoriu. Pe balta mare n-avem ce discuta. Deci acolo tot ce se prinde se eliberează.
Degeaba încearcă mulți, hai să mai dăți un pește, că nu știu ce. Nu te poate... Nu. E balta mea de suflet, cealaltă, bun, facem să fie bine. Una pește mai trebuie să îmbătrânezi, mai și mor. Foarte bine, până să moară, ne bucurăm toți de ei, prindem când sunt mari. Mă rog, nici contra cost, nu? Se poate. Balta de concurs, niciodată. Pește cu cât îmbătrânesc, cu atât mai valoroși, nu ca noi, cu cât îmbătrânim, nu mai avem... Prefer să moară de bătrânețe decât să fie tăiați de cuțit, dar, repet, după balta mică există soluție. Cel mai mare pește la tine în baltă, cam cât crezi care? 100% vă spun cât a avut în momentul în care l-am băgat, de fapt, sau i-am băgat, că aș putea spune de două specii un pic diferite. Crap a avut 20 de kilograme și 260 de grame. Cu cine cu macaraua? Era cât o roabă, în orice caz. Și cel mai mare amur, 18 kilograme, 600 care l-am băgat. Ăla e nu chiar cât masa dumneavoastră, dar nici departe rău. Da. În fine, ăștia sunt cei mai mari. Tu care a fost cel mai mare pește, captură care ai prins? La crap am prins... Nu, am prins decât, cred că cel mai mare a fost de 14-700, dacă nu greșesc, sau 15, nu mai țin minte, cred că anul ăsta am prins. 14 kg? În concursul de method feeder, în concursul de, să zic așa, mai pe partea de crap, am prins unul de 18 kg, a fost 18 kg și ceva. Unde? Aici, la noi, în județul România? Timiș. Da, în județul Timiș, la noi. Pe Sacoș. Și în pescuitul meu de plăcere, tot așa, am prins pe Mureș un amur de 16 kg și ceva și cel mai mare a fost un somn de 32 de kg. Eu, de plăcere, mai pescuiesc și la spini. Aici vreau să precizăm că ai scos, l-ai reușit să-l scoți la de 32 de kilograme. Și... Cum n-ai? L-am sunat pe taică, nu să vină să mă ajute. Dar până atunci ai luptat. Sincer, că... da, am luptat că eram într-un mal mai înalt, n-am putut să-l scot singur, că n-am putut. Și singura persoană care a putut să vină cel mai repede a fost taică meu, că a fost la 3 km, de bine că l-am prins în lipo. Și cu cancea aia l-ai scos? Nu, m-am coborât eu pe o ață, i-am băgat ața în gură și așa l-am scos afară, că stătea acolo, că nu mai putea, că era terminat. Și eu și el și stăteam și ne uitam unul la altul și eu așteptam să vină taică. L-a scopat? Nu i-ați dat drum? Na. Gata, nu mai pun întrebări în plus. Gabor, Gabriel Tiba, balta Adi Beldea, o baltă unde ai activitate tot timpul. Marius Herman, atunci ai luat brăila VUC, nu știu ce vrea să spună, probabil de peștele ăsta. Da, da, mare. Într-adevăr, așa e. Dani Stuparu, felicitări Adi Beldea. E Dan Stuparu antrenorul de fotbalist? Nu, nu. Așa. Pescar. Emil Mladin, balta Adi Beldea, cea mai frumoasă baldă. Mulțumesc. Nichi Țurlete, recomand balta Adi Beldea. Mulțumesc. Tu ai fost odată la balta lui să pescuiești? Nu, din păcate n-am ajuns. Ți-e frică să zgolească balta? Să știți că nu mi-e frică, dar ar fi o mare onoare și plăcere ca să vină la mine nu la baltă reuși... și vă invit pe toți ca să... Da, mulțumim frumos. Nu am reușit din cauza competițiilor și... La el îi dă înțeles, el e foarte credeți-mă, ocupat. Anul ăsta o singură, nu, de două ori am fost pe Mureș de plăcere. Cu ce te mai ocupi în afară de pescuit? Lucrez. Nu ca și să ai o plăcere profesionistă. Nu mai am altă plăcere, e nu? Suficient și asta, lucrez la o companie, la o multinațională, ca inginer minier. Inginer? Minier. Minier? Da, șef de punct de lucru, da, balastiera Ghioroc. Nu, balastiera Ghioroc. A, la balastiera. Aha. Și acolo pe balta aia pescuit, mă gândesc. Tot cu apare legătură. Pauza de masă de la minier. Niciodată lucrez din 2019 pe balastiera aia, niciodată în timpul serviciului n-am fost decât am văzut pescarii de vreo două ori și am trecut pe lângă ei și am salutat, dar după program am fost cred că de 10 ori în atâți ani. Poți să ne mai spui niște foarte locuri în prejurimile Aradului unde se poate pescui frumos? Pe bălți sau pe râuri? Și. Deci pe bălți în zona noastră este și balta de la Lipova, balta Adi Beldea este la Feldioara, mai avem iarăși locații frumoase, așa rapid acum nici nu aici mai lângă vine Cet, mai este balta lângă Cet? Nu știu. În județul Timiș avem două Valcroft, Iratoș, Herneacova, unde sunt iarăși foarte bune bălți.
Avem, sunt destul de ok bălțile la noi pe zonă, plus că noi avem Mureșul, care este foarte bun pe zona Radului, începând de la Sâmbăteni până la Rad, sunt foarte multe zone productive. Crișurile le avem pe perioada de iarnă, nu ne plictisim unde Mureșul nu mai merge, putem merge pe Crișul, eu cel puțin frecventez Scobare. Crișul, zona Boxig Fest. Și pe lângă asta, cei care sunt doritori, avem Dunărea. 250 de kilometri suntem pe Dunăre. Cu bicicleta. Avem o țară minunată, avem de toate și eu mi-aș dori din ce în ce mai mult să se dezvolte pescuitul pe Bogdan, hai fugitiv să te uiți la poza asta și fără să începem așa din partea asta. Echipa Poiană Doru de la stânga la dreapta, Poiană Doru, capitanul echipei noastre, colegul meu pescar Sechelidan, Mihai Mărginean, tot capitan, Vuculescu Bogdan, eu în mijloc, în spatele meu Sleepy Laie, cum îi zicem noi, Tudor, Orga în spate, Andrei Gheoghiu, managerul echipei și prietenul meu, Boldor Virgil, știți, și Șerbu Horațiu este locul 3, îl are și el, tot la mondial. Și Andrei Gheorghiu, locul 4, a reușit și el această dată. La această disciplină de 4 ani, că este a 4-a ediție, s-a mers până acum sub forma a două echipe, lotul național și cluburile, adică echipa care a câștigat cluburile. Noi am reprezentat cluburile. Da, noi am reprezentat cluburile în urma calificărilor de la noi din țară, din anul 2023, reprezentanta deci, merge în 2024. Deci nu s-a aflat doi dintre același club acolo în poza aia. Nu, din păcate. Așa e regulamentul. Dacă era bine să fie ieșit pe podium, să zic, ambele echipe, nu să premia decât una singură, dar colegii noștri au ieșit un pic mai rău, să zic, în clasament și noi am câștigat. Sincer, din toți membrii care vedeți acolo, în afară de capitan și oamenii care ne-au ajutat, este același lot, m-am spus, doar o singură persoană lipsește de acolo, care a fost reprezentanta lotului național al României din 2023, unde am câștigat în Spania pe o altă disciplină, să zic, sau altă specie de pește. Atunci am prins crap, de această dată am prins caras. Era obligatoriu să prindeți numai carasul? Nu, este obligatoriu. Numai obligatoriu carasul s-a punctat? Sau? Nu. Specia de pește pe care te axezi să o prinzi, ți-o alegi. Adică asta este și una dintre chestii prin care se poate face o departajare între echipe sau între concurenți. Fiecare își alege tehnica care consideră, tehnica, momeala și așa care consideră că îi aduce câștig sau care îl ajută să urce cât mai sus în clasament sau pe podium. Deja aici este secretul, aici este tot. Scuze-mă că tot întreb, că îmi vin întrebările acum, de parcă aș fi pe sealul pescarilor. Un pescar, așa profesionist cum ești tu, știe că dacă aruncă cu vierme vine un anumit pește acolo, dacă arunci cu altceva... 100%. În moment, da, orice pescar profesionist, în momentul când aruncă bățul în apă, depinde cu ce are la clic, se așteaptă 100% să prindă acea pește, acea specie de pește pe care o are în mintea lui, în vizor sau ceea ce face în funcție nu de... Nu sunt pești care mănâncă orice. Ba da, sunt, dar se pot ocoli în funcție de unde pescuiești. Depinde Lipuș unde pui. O, e specialitatea mea. De arunci înapoi, cred că, nu? Nu, îi duc acasă și mănânc. Pisica. Dar nu-i curăț, eu îi curăță părinții mei, așa că când nu o să mai fie ei, nu o să mai duc acasă. Care e cel mai mare lipuș? Arată-mi pe palmă. Așa undeva că... la 15 cm ajunge, poate să ajungă atâta. Sunt undeva la 10 grame, 9 grame per bucată. Chiar și mai bine, și 12 grame ajunge. Tu ai lipuș în baltă? Nu. În baltă nu prea crezi. Îi știu pentru că îi socotesc, că de multe ori am câștigat cu lipuș concurs. Pe noi ne enerva regina bălții sau regina apei sau cum îi zicea. Beltița e cea mai spurcat, cel mai spurcat pește pe care există pe pământul ăsta. Care de fapt e un biban soare și are o denumire regina bălții, biban soare. Așa zice biban soare? Denumirea. Dar bibanii sunt buni, bibanii. Eu am pescuit în zona Reșiței acolo sus la lacurile de munte. Zona de munte acolo, da, într-adevăr. Bibanul este o specie cu carnea foarte bună, ca și toți peștii răpitori, șalău, bibanul. Mă trebuia să prinde lipuși înainte ca să râurile alea de acolo. A primit această denumire, din câte știu eu, datorită coloritului spectaculos pe care îl are. Frumos, eu așa știu. Acvariu, la Regina Bălții. Hai să mai citesc niște mesaje. Lind Petru Marius, la Adi îi place mai ales somnii.
Adică mie nu-mi plac somnii. Nici aia de după asta vreau să spun. Ăla îmi place. Singurul somn care îmi place. David Pribec, Alexandru Pop, felicitări, domnul Adi, felicitări Vuculescu, Sergiu Bogdan, Andrei, ca Vuculescu Bogdan, cel mai bun pescar din România, tata peștilor. Marius Herman, dacă merge Vuc, se umple balta la secundă. Se umple balta? De pești, se adună, cad din... De pescar. De pescar, din pe de asta se referea, nu. De pescar. Alin Bece, o locație foarte frumoasă, la Loluța, la Sân Martin. Da, sigur, la Loluța, am uitat și de el, da. Da. Petre, Petre, de la Lipuș și Setaje Porecla, mașina de cusut. Exact, da, da. Și spune... de la Lipuș și de la Plătici, că cu ele am început să zic. Ionuț Cioponea, cel mai repede se ocolește somnul pitic. Nu înțeleg ce vrea să spun. Specia somnul pitic, din punctul meu de vedere, și specia respectivă este o specie foarte invadatoare. Pe... A început și în România să facă ravagii. În Ungaria, regina bălții. Mai rău, nu. Mai, mult mai rău. Terminat și aia pitic înseamnă acesta. Că nu crește, nu poți să-l mănânci. Este o specie de somn american, sau cum îi zice somn pitic, da. Cum avem noi, zicem, în denumirea noastră, nu crește, ajunge și la jumătate de kilogram, dar în foarte mulți ani, dar specia aia care e invadatoare e undeva la 10 cm, 7 12 cm, prăpăd de ștene, norocește. Foarte hulpa. Trage, trage la orice, mănâncă orice și nu... Inclusiv icrele. Nu lasă speciile de pește să se hrănească când predomină. Bun. Hai, mai mult decât o baltă. Hai, pregătește a doua cană, să dăm al doilea premiu, că rămânem cu ele pe masă. Aici nu contează care. Întrebarea este... următoarea. Care a fost specia de pește predominantă cu care echipa României a câștigat titlul de campioană mondială? Deci care a fost specia de pește predominantă cu care echipa României a câștigat titlul de campioană mondială? În anul 2024, acum. Da, acum. Da, acum, la această ediție. Ediția asta. Dacă ați fost atenți... V-am avut și repede, mă. Cara, scara, 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 scara. Ați auzit înainte. Nu zic răspunsul, nu zic. Îl zic alții, nu? Că le-a zis. Da, primul care îmi dă aici este Parfi Levente, dar vedem pe telefon acasă. Sau după, în timpul, înainte de începerea meciului la UTA, să vă și sun, poate, dacă mai se aude de la galerie. Bun, a, uite. Deci câștigați o cană și... un voucher cu două intrări gratuite în acest an, până la finalul anului, mai exact. Ok. La această întrebare, bineînțeles. Până când e deschis sezonul la tine? Până când îngheață. La noi pasiunea e foarte mare. De fapt, cred că și e la un copcă viciu. Nu se aia am vrut să zic, eu pot să lași la copcă, nu mai riscant. E un viciu. La copcă, la copcă, sincer, mi-ar fi frică să-i las, că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Da, 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 Doamne ferește, pe să poată. Mi-ar fi frică, n-am nimic împotrivă. Nu, dar nu poți să știi până ce este, trebuie dezghețare, nu? Tu ai pescuit la copcă vreodată? Pescuit? Nu, cred și că eu. Este la gen, am pescuit. Unde? Doar pe ocean. Unde? Și pe mări n-am pescuit. Unde la copcă? Pe baltă la Ghioroc. De acolo este pe alt tip de undiță. Eu am pescuit cu o vargă de 2 metri. Vargă ce înseamnă? Nu ia? Fix, da. Fără mulinetă, în mod special. Fără, ba, și cu mulinetă se poate, dar eu pescuit. Cum am pescuit, am pescuit cu o vargă mai scurtă, care făcea o copcă, ba, cu plută. Și te uiți, da, exact ca și pescuit la plută, ne dai acolo puțin. Și de ce pescuiam pe baltă la Ghioroc? Pentru că în spate, la ocean, cum îi zicem noi, la balta mare de la Ghioroc, există, fiind invest, o fabrică. Și lângă ea este o băltuță mică care îngheață ultima. Și acolo cam toate speciile de pești, să zic, speciile mai micuțe, caras, plătică, babușcă, se retrag în acea zonă și după ce îngheață și apa aia acolo, poți să-i prinzi mult mai bine la copcă și ai o activitate mult mai ok și adâncimea nu e foarte mare acolo. Săraci, e singurul loc unde am pescuit, să zic, la copcă și m-aș duce de fiecare dată. Este foarte... frumos. Doar că, na, frig. Mai ales cu energizantul lângă tine. Da, mai merge, mai nu poți să stai foarte mult, că stai și pe gheață, dar există echipamente care chiar frumos. Îți permite. E frumos, adică stai un pic în aer liber, te răcolești, obi stai 2 ore, 3 ore și pleci acasă, nu stai... Știi nu că pe cât. Vremea când copilăream, copilăream foarte mult la pilu. Noi mergeam cu un coș care nu mai avea punt, într-o baltă până la genunchi, mai și mai mare de genunchi și, pac, aruncam pe ăla și atunci căutai cu mâinile. Da, cu mâinile. Da, și eu am făcut chestia asta când eram copil, într-adevăr. La pilul îi zicea la crab la șeran. La coșară le ziceam. Coșară, la coșară. Și la mine tot coșară se zice. Coșară? Și, da. Și e voie și la tine? Șeran îi zice, nu, la crab, nu știu zis ce. Așa, că la coșară se spunea. Ah, am înțeles. Vescuitul respectiv.
se făcea mai mult în pescăriile cum erau pe vremea, cum erau înainte, se făcea mai mult, să zic așa, industrie în crescătorile piscicole și după ce se recoltau mai rămâneau acele zone unde puteai tu să mai mergi să ții pești. Cel puțin la noi pe Lipova așa se mai practică. A, bun, găseai ce rămânea după recoltare. Foarte mulți laudă pescuitul în Ungaria. Zic că e mai, nu știu cum, ești aproape de Ungaria acolo. Cu ce? Da, eu aș putea să spun atât cât am văzut eu de când m-am dus, mai ales acum la Vârșand, am fost cu prietenii. Vă spun sincer că sunt foarte gurmand, dar dumneavoastră știți deja lucrul ăsta. Bineînțeles că nu rezistăm să nu ne ducem să mâncăm în Ungaria și gular și toate nebuniile de pe lume. Și prietenii care au mai fost în Ungaria, bun, acum nu pe o distanță foarte mare am intrat noi în Ungaria ca să vedem, am vizitat mai multe locații. Și acolo e o disciplină, ordine și curățenie net superioară la ce găsim noi în România, fără supărare. Eu am mereu certuri cu pescarii că să nu lase chiștoace lângă scrumieră dacă e scrumieră acolo, da? Bun, la ei nu e așa. Și la ei te treci într-un caiet și anunți când ai intrat pe baltă, dacă ai luat pește, cât ai luat și așa mai departe. Au regimul lor destul de bine organizați. Și atunci sigur că ne place acolo, dar la noi... Noi facem la fel la noi. O să facem și la noi. O să facem și la noi. Suntem pe un trend bun, zic eu. Trimite un mesaj interesant, Vasile Călin Nica, referitor la somnul pitic, două puncte, sunt două specii din familia Ica... Icaluride, Ameiurus nebulosus și Ameiurus melas. Nu ar fi să fie sănătos. Să fie sănătoși. Mulțumim oricum pentru... Da, domnul este bine documentat. Da. Din acest somn pitic îl creștea în secret și cel care a fost aruncat în aer pe... Și la somnul lui spune somn african, de fapt, nu? Somn african. Nu le știu eu foarte bine speciile somn astea african. De somn, că nu le-am studiat, dar era peștele de crescătorie care așa se folosește în crescătoriile piscicole pentru care are un ritm foarte bine de dezvoltare și mai e o diferență mare între ei, nu numai la dimensiune și așa mai departe, dacă somnul pitic n-are nicio problemă nici cu apă rece, somnul african în general, după ce scade temperatura apei sub 16 grade, deja devine o problemă mare de tot. Deci riști să-l pierzi pe tot. Acolo e apă termală. Da. Bineînțeles. Dar la Bidi nu sunt pești. Bun. Da, Marius Pușcău, felicitări Adi Beldea pentru toată munca. Cristian Marius Luncan, VUC, un campion modest și un bun prieten. Așa. Am vrut să te mai întreb, tu ce preferi? Pescuitul la apă stătătoare și pescuitul la apă curgătoare? Care sunt atracțiile care... Nu am unul preferat, pentru că le găsesc atrăgătoare pe ambele. Sincer, cel mai mult îmi place pescuitul de apă curgătoare pentru că nu te aștepți la surprizele care le ai. Adică te poți aștepta, pește, da, diferit, e mult mai frumos, este un pic mai altfel, dar pescuiesc cu mare drag și pe orice baltă, merg să stau pe bălți chiar și o zi, chiar și două, fără nicio problemă, pe râu la fel, dar pot să zic că un pic, să zic, mai mult preferă apă curgătoare. Da. Doar că trebuie controlată înainte apa, nu se vezi dacă nu se agață undeva, dacă nu... Păi locurile le știi. În principiu, noi pescarii, când ne alegem un loc, ori mergem la recomandare, că a mai fost cunoștință pe zona respectivă, ori dacă nu tatonăm, să zic, zona, o sondăm, sau acum sunt o grămadă de sonare prin care poți să vezi cum e fundul, ne mai băgăm în apă. E de muncă, nu e așa. Asta cu sonare. Nu e așa simplu să-ți alegi un loc foarte bun pentru pescuit. Dar de obicei zonele unde sunt pești, zonele unde ai, să zic, rezultate din start, vezi, sunt două lucruri foarte importante. Sunt cormoranii și sunt pescarii pe acele zone. Și acolo este pește și acolo poți să mergi liniști că prin și tu. Vasile Călinica, iară bine cu niște denumiri, Clarias gariepinus, specie tropicală, nu rezistă la noi iarna, decât în rezervoare încălzite. Da, somn african, pe denumirea noastră, așa cum îi spunem noi. Pescar urban, felicitări, în curând ajunge și pescar urban în Arad.
Scobar viața lui Ianci Chirai, scobari viața lui Atei. A mea, da, au fost. Și mai am sunt. Avut trei prieteni frați care m-au dus lângă Buteni, există Crișul ăla unde trece, se ajunge, e intersecția cu drumul, cu șoseaua în Buteni. Cum treci de Buteni, cred că știu. Treci de Buteni, da, este și un hotel acolo sau un campus și acolo prindeam saci, un sac între de scobare. Nu o să mai prinde, din păcate nu mai avem atâta densitate de pește de ce pe râuri. Ce sunt? E poluarea apelor? Nu cred că este poluare. Din punctul meu de vedere, cred că poluarea este cel mai mic factor. Cred că s-a poluat până acum de nu știu câte ori mai rău. Unul dintre cele mai importante, să zic așa, este cormoranul. Motiv. Este cormoranul. Dacă știți despre ce e vorba, da, este pasărea. O pasăre care mănâncă cantități industriale, să zic, de pește și nenorocește fauna pisciculă sub orice formă pe apă sălbatici, care nu se ia, din păcate, nicio măsură decât autorități. Nu știu ce au de gând. Culmea și că al doilea... Da, în fine, nu mă bag în chestiile astea, că nu sunt în măsură și nici nu știu ce care cormoran, că sunt două specii. Este cormoranul mare și cormoranul pitic. În fine, e nu se ia nicio măsură, nu e bun de mâncat. Și al doilea lucru, din punctul meu de vedere, exact cum ziceai, în Ungaria ar trebui să se țină și la noi o gestiune cât de cât mai amănunțită cu cantitatea de pește care se ia din aceste râuri și să mai și populăm un pic. Taxele și la noi văd că au început să se mărească la de permis și din punctul meu de vedere nu este un lucru rău. Dar aș vrea să se vadă din ce în ce mai multe controle, să se vadă din ce în ce mai multă administrare acestor specii pe ape sălbatice, să încercăm să și populăm și să încercăm și noi să avem un pic mai multă grijă mai de el. Și braconajul. Adică chestia asta, ducem acasă orice specie de pește, indiferent că este sub limită, că e sub limită, că e cu limită, că dăm la porci, că dăm la rațe, că dăm la mâțe, îi duci odată să vadă și ea un pește, dar Bogdan, mai lasă la punem sincer. Tu ai pescuit ilegal vreodată? Am pescuit ilegal sub forma... Am pescuit, normal că am pescuit toți, nu ne-am putut abține în perioadele de prohibiție. Deci am pescuit avut, în acea... Acele, da, pentru că în acea perioadă ai o atracție foarte mare să pescuiești în perioada când este prohibit peștele. La noi în România, din păcate, iarăși din păcate, pentru că se poate face exact cum se fac și la alte, în alte țări, închiderea speciilor de pești pe specie, adică prohibiția speciilor de pești pe specia respectivă în funcție de cum depun icrele. La noi te bagă două luni de zile în casă, pe lângă că mai stăm vreo trei luni pe perioada de iarnă în care nu poți pescui, deci un total de 5 luni din 12 stai acasă că nu poți să pescuiești și plătim permis pe un an. Trage peștele cel mai bine și atunci te duci și tu să te distrezi, că nu poți să stai două luni în casă, dar sincer. Dar ești împotriva pescuitului cu curent? Cu... Nu există așa ceva. Astea există? Știu că există, dar din punctul meu de vedere, astea sunt cele mai mari. Haide, trece timpul și începe meciul. Ultima întrebare și după aia o să mai întreb unde ai următoarele concursuri, ce proiecte mai ai cu Balta și am terminat emisiunea. Ultima întrebare, ce le dăm? Tot o cană personalizată cu Asociația Club Sportivă Adi Beldea și Balta Adi Beldea, plus un voucher cu 3 intrări gratuite pe parcursul anului 2024, adică până la finalul anului. Bun. Întrebarea. Câte ediții consecutive a câștigat echipa României de pescuit la stilul freestyle method feeder? N-am mai pus asta, nu? Nu. Câte ediții consecutive? Claudiu Gurban, vă salut, Vuc, marele absent al turneului pescuit Arad. Ne-ar fi plăcut, ia uite cum vin, Ionuț 2-2-2, Ionuț Cioponea 2, Tudose Gabriel 2, Alex Adrian 2, măcar ăștia sunt pescari, să știi, da. Cosmin Mircu 2, Iordache Andrei 2, da, răspunsul este 2. Opa, Băc Liviu 3, nu, din păcate, consecutiv, adică unul după altul. Două. Deci răspunsul corect este 2, o să vă transmit cine a câștigat și luăm legătura. Bun. Care era o întrebare aici pentru tine? Care este următorul concurs la care vei participa? Următorul concurs este în acest weekend ce vine acum. Este finala pentru calificări la campionatul nostru de desemnare a campionului, vicecampionului și
a lotului național care reprezintă România. Unde are loc? Este la Valcroft, Timișoara. Pe baltă? Pe baltă, da. Vin din toată țara acolo? Da, vin din toată țara în urma altor trei concursuri în care s-au calificat. Azi la Timișoara, final, mâine toată țara, toată așa viața. Bun. Spune-mi, următoarea acțiune a Bălții. Următoarea acțiune este dezvoltarea locației, dacă totul o să fie în regulă, adică să sperăm că vin mai mulți pescari și din zonă, pentru că pentru mine a fost un mare minus, că m-am dus acolo, pur și simplu n-am cunoscut pe nimeni. Deci vă dați seama cum am simțit eu acolo. Bun, le mulțumesc prietenilor. Venea lumea, ce faci voi pescar? Nu venea lumea, nu venea lumea, că asta era problema. Veneau prietenii mei care sunt constanți și prieteni buni și de la șosea cât e departe până la 150 de metri până intri pe poartă și încă 600 de metri până când ajungi între bălți. Clar, că îți măsurați de când am pătruit. Dar se poate și cu mașina, nu? Absolut, mașina rămâne în spatele pescarilor, pe sau stand, în, cum zicem noroi. Noi. Nu, am rezolvat problema. Ai rezolvat. Bine. Nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc, îmi pare rău, se poate vorbi despre pescuit încă mult, două ore, cred că mai ales cu voi mult doi, mai da, mult. Da, mult mai mult, chiar și fără premii. Îți dorim mult succes în continuare. Mulțumim, felicitări frumos din toată inima că ai adus Radul și mulțumesc Lipova în, aude toată lumea și la Măruță și aici la mine, se vede și emisiunea asta, se vede în toată lumea, deci am avut premii când au plecat în Franța, au plecat până în Germania. Ție îți mulțumesc foarte mult pentru pentru neobosita luptă pe care o duci pentru dezvoltarea acestui sport frumos. Mulțumesc. Și sperăm că vom merge și la tine la ajung și eu până aici. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitație, să-i mulțumesc la Bogdan că am avut plăcerea să fiu cu el în acest studio, să-l felicit pe el și echipa României pentru rezultatele deosebite. Mă bucur că foarte mulți arădeni din cât ați enumerat acolo și din Bihor și probabil și din Timișoara, văd că ne-au urmărit la această emisiune. Foarte, foarte mulți din cei care ați enumerat și cunosc personal. La final o să am bucuria, sper, ca Bogdan să facă o poză cu mine și cu cupa. Putem face și aici după. Absolut. Și medalele care le-au câștigat. Încă o dată felicitări echipei României și în mod special lui Bogdan Vuculescu pentru rezultatul deosebit de campion mondial. Vă mulțumim, stimați telespectatori, și special lui Adi Vuculescu, că el este Bogdan. Bogdan, scuze, Adi Berdea. La Bogdan Vuculescu. Am citeam aici că drumul e ok la Adi Berdea. Fie întins VUC în finală, mulțumesc, Adi bagă pești și în timpul concursului. Am făcut, da, nu refuz niciodată dacă primim ceva frumos. Bun. Vă mulțumesc, stimați telespectatori. Vă dau întâlnire lunea viitoare. Vedem la ce oră. Urmăriți promo care va fi sâmbătă pe, la Strada TV și veți afla luni la ce oră va fi următoarea repriză de sport. Mulțumesc, la revedere. Haide, UTA!